Toți copiii giurgiuveni cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani vor începe cursurile luni 16 septembrie. Educatoarele se încumetă și în acest an să lucreze cu mai mulți copii odată și asta pentru ca niciun micu să rămână pe din afară. În mod normal, la o grupă de preșcolari ar trebui să fie maximum 15 copii, însă dascălii au învățat an de an să se descurce cu peste 25 de prichindei. În anul școlar 2013-2014 au fost înscriși la cele 38 de structuri de învățământ preșcolar din județ, aproximativ 5.000 de copii. În județul Giurgiu funcționează 6 unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică. Acestea cuprind 22 de grupe cu program normal și 17 grupe cu program prelungit. Totalul elevilor, de fapt al preșcolarilor care învață în aceste unități de învățământ, sunt 1036. De asemenea, există 38 de structuri, grădinițe, unde se găsesc 209 grupe de preșcolar, cu un total de 4.771 de copii și 2 grupe cu program prelungit. Acestea sunt în orașul Colin din Vale, unde învață 40 de preșcolari. Au fost însă și unele probleme cu numărul de locuri la grădinițele cu program prelungit, dar cu o suplimentare acestea s-au rezolvat, iar în județul Giurgiu nu există situații în care copiii să fi rămas neînscriși. Aglomerația cea mai mare este la grădinițele cu program prelungit, iar unele au fost mai asaltate decât altele, pentru că mulți părinți preferă grădinițele din apropierea serviciului și nu a casei.